Ortulai, domne, sală de fitness rural. Ce fac acolo babele și moșii? Aflați imediat de la domnul Gligor. 3, 1, 2, 3. Haideți, munciți, la muncă, la muncă! Exemplul femeilor în vârstă este urmat și de cei mici. Zilnic aici vin copiii de la școala generală însoțiți de profesori care execută diverse exerciții de întreținere. Unii dintre ei speră să devină campioni la culturism. După masa, bunica, după masa în special. Ce faceți? Facem un pic de antrenament, mai prelungim viața, mai întinerim. Veniți des aici? Când am venit un pic de timp după masă, după... Veniți des aici? De ce veniți? Să mă antrenez. De ce? Să-i placă la bărbat de mine. Așa, așa, dragile, faceți-vă frumoase, să vă placă bărbații și viața și să câștigați și concursuri de culturism. În fine, pentru toți utilizatorii de săli de fitness rural, avem următoarele sfaturi. Procurați-vă un televizor al negru, că dacă e color o să vă doară ochii de la cât de stridentă e îmbrăcămintea. Și uitați-vă la Florentin, acum își încordează ea mușchii fesieri. Vai măi, mamaielor, băgați la cap. Foarte important să faceți cel puțin 20 de repetări. Iar acum sprijiniți palmele pe covor, antebrațele rămân bine sprijinite pe covor și continuați această mișcare. Facem un pic de antrenament, mai prelungim viața, mai întinerim.